Salutare, alt vlog. Suntem pe terasă și vreau să vă spun că abia am așteptat să-mi ajungă lucrurile de pe AliExpress, da, știu. Dar am un pachet aici ce v-ar interesa și este legat de partea de volan. Hai să vedeți și voi ce mi-a ajuns de fapt și vom începe instalarea lui. Practic, acestea sunt cutiile. Am două mai mici. Unul este butucul, celălalt este cel care eliberează rapid volanul și aici avem volanul. Nu știu cu ce vreți voi să începeți, dar eu am aruncat o privire. Trebuie să vi-l arăt și vouă. Este o imitație de Sparco și pare un velur. Capacul. Bun, din coace avem quick release-ul, l-am luat pe roșu pentru că îmi plăcea mai mult. Sunt și ceva distanțieri acolo, tot ce are nevoie. Și aici este hub-ul, acel adaptor în locul originalului, care va veni, pe care va veni prins acel șurub ce ține volanul. Bun, astea fiind date, trecem la mașină, vă arăt cum dau jos volanul meu tapizat în piele și încercăm varianta asta sport. Acesta este al meu, de la care ne vom lua un pic la revedere, probabil voi pune doar pentru ITP. Ca să-l desfacem, eu am folosit un T de 27, sunt 3 șuruburi. Unul aici, unul aici și unul de desubt aici. Și atunci se poate înlătura airbag-ul. Așa. Și desprindem mufele de care nu mai avem nevoie. Așa, cam până aici am ajuns. Cu o cheie de 24 am scos acest șurub care vine înfiletat aici. Am desfăcut mufa de airbag pentru că acest hub nu mai are nevoie nici de airbag și nici de aceasta, pentru că după cum se vede aici e contactul pentru volan. Iar acest hub vine cu partea metalică exact peste contactul acela și are pentru claxon. Până aici am fixat acest hub, l-am prins, l-am împins cât de tare am putut. Se pare că nu e chiar de Golf 3, rămâne un mic spațiu aici, ceea ce e destul de enervant. Dar voi vedea pe parcurs, ideea e că atinge contactul. Urmează această parte din quick release care se fixează aici și vom vedea cât de tare se apropie volanul de noi. Bun, am strâns și partea asta pe hub în cele 6 șuruburi. Sincer, mi-a luat ceva timp până să-mi dau seama cum funcționează la asta claxonul, pentru că e cu un singur fir și să-și facă circuitul. Așa că la roșu l-am pus la plus pentru că așa se potriveau capetele și cel galben l-am pus pe partea centrală, exact cum era și aici, pentru că un contact era pe partea asta, deci pe șurubul ce se înfiletează. Și atunci am terminat de asamblat și aici, l-am montat. La fel am avut de face și acolo cu partea de contact a claxonului și cele 6 șuruburi. Așa că hai să vedem acest quick release. Bingo! Un pic cam departe de semnalizări și având în vedere că eu n-am reglaj pe adâncime la aceasta, volanul un pic vine spre mine, mai pot să dau un pic scaunul în spate, e un pic depărtat. Nici el nu are foarte mult ieșit în afară, că am văzut sunt altele mai plate, dar pe ansamblu o să vedem cum este la mers în timpul condusului. Până atunci, sistemul de eliberare. Mai greu cu o mână, dar nu cred că nu se poate și se apasă butonul. Așa, pentru a-l lua jos și rămâne deschis. Cuplează direct dacă nu îi dai o rotare. Bun, iar acum odată ce pun contactul, bineînțeles că voi avea
eroarea de airbag, pentru că aici este modulul de la airbag, practic mufa este lăsată liberă și claxonul funcționează, se poate încerca doar pe contactul pus. Deci doar pentru moftul ăsta de ding și avea un volan sport marca Sparco, probabil că voi cumpăra ceva original mai pe viitor, punem deoparte volanul tapizat pentru a ne bucura de acest ding și încet facem mașina și pentru show-uri. Mersi că m-ați urmărit, dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, subscribe pentru a crește și eu, vă aștept cu întrebări în comentarii, dacă n-ați înțeles anume ceva, până atunci o să fac și o încercare cu mașina, să ne vedem cu bine la un alt episod, pa!